Rezervația naturală Plaiul Fagului este una dintre cele mai pitorești și cele mai reprezentative ecosisteme ecologice silvice din zona Codrilor. Se întinde pe o suprafață de circa 5.562 de hectare și are un relief format de câmpii, văi adânci și dealuri înalte. În cadrul rezervației Plaiul Fagului avem circa 780 de hectare, unde este strict interzis orice activitate. Este o zonă absolută de protecție, unde procesurile naturale decurg de la sine. Terenul este foarte accidentat, este frământat. Avem altitudine la 410 metri și anume fagul crește la altitudine de la 250-270 de metri în sus. Și anume partea nordică, unde ne aflăm chiar în fața locului, vedeți cum este frământat, a fost în procese de eroziune pe timpuri de sute de ani în urmă. Zicem că acesta arboret are vârsta medie 160 de ani. Vârsta medie a pădurii arboretului 73 de ani. Înseamnă că avem o pădure destul de valoroasă. Animale, zicem, ca să vă dau niște date, avem cerbul Nobel în jur de 130-140 de specimente, cerbul cu pete în jur la 30 de specimente, căpriorul 230-240, mistrețul în jur la 60 de specimente. E clar că avem ursucul, vulpea, pisica sălbatică este în cadrul rezervației, întâlnește jderul de pădure. Pădurea este tot compactă și reprezintă toată gama de valori a ecosistemului, este anume în cadrul rezervației Plaiul Fagului. Și că asta e unic, este un complex natural care se duc procesele naturale. Aici vă puteți bucura din plin de frumusețea naturii. Văzând atât de multe ciuperci prin pădure, am zis să culegem câteva pentru colegii noștri din redacție. Eram gata să gătim câteva acolo pe loc, doar că până la urmă am aflat că acestea nu mai sunt comestibile. Păi acum este timpul hribilor, hribul alb, hribul polonez, hribul țigănesc, clubițele care sunt comestibile. Dumneavoastră le-a strâns, dar pur și simplu sunt cu termenul expirat de folosință. De asta. Un hrib sănătos frumos, așa este de preț. Am ținut neapărat să aflăm de ce rezervația se numește Plaiul Fagului, iar Anton Gălușcă, inginerul silvic a rezervației, ne-a oferit răspunsul la această întrebare printr-o mică excursie prin pădure. Drumurile de Chișinău-Iași trec prin preajma rezervației Plaiul Fagului. Este Potiomkin, care venea din Iași, era de bolnav și greu și a murit în preajma aici. Și este un obelisc, anume drumul ăsta istoric. Și este un loc unde s-a găsit că aici cândva a fost ca un cazino. În locul ăsta când treceau oamenii la Iași, s-o creau și jucau acolo în cărți, în jocuri de interes, cum spunea eu. Așa, cu oprire de noapte. Echipa Asfalt de Moldova a rămas uimită de frumusețea pădurii. Ajunși printre fagii înalți, am primit și răspunsul la întrebarea noastră. Pădurea Plaiul Fagului se numește pentru că ne aflăm în arealul sud-estic a fagului. Rezervația Plaiul Fagului constituie 300 de hectare anume de fag. Și în baza la gospodăriei silvocinegetică, în 1992 s-a format rezervația Plaiul Fagului. În locul dat, noi avem fași de exemplare de 35 și 37 de metri înălțime. Așa, păduri mai sunt mici porțiuni de fag în gospodăria silvică Nisporenie, acolo silvică Hârjalcă, gospodăria silvică Călăraș și la rezervația Codrii. Dar ce mi-a răspândit? Zicem, dacă noi din 5.552 de hectare, noi avem circa 6% de fag. Sunt niște lucrări de refacere, de extindere a fagului, unde substituim carpenul ca o specie mai nedorită, o specie de planul 2, cu o specie mai valoroasă, cum este fagul. Și se extinde. Zicem, în ultimii ani s-au extins anual, zicem, avem la 10-20 hectare de extindere a fagului.
Rezervația Plaiul Fagului este recunoscută și datorită stejarilor seculari de aici, care au o vârstă cuprinsă între 150 și 300 de ani. Noi am încercat să cuprindem unul dintre ei și nu ne-a reușit. Vin unei grupe de turiști, avem din diferite țări străine, au fost pentru a deservi grupe de turiști, este nevoie de niște investiții capitale. Ca să propui la niște turiști așa o plimbare, zicem, numai prin pădure, nu este de ajuns. Ar fi bine să iei un program național în vedere dezvoltare, ca să intrăm și noi în zicem, direcția asta, ca rezervația Plaia Fagului să fie un obiect specific valoros din domeniul turistic. Încând vă spun că suntem la o cale, nu cât la început, undeva, la ceva am pornit, dar nu este adus până la capăt lucrul. Până la urmă ne-am întors la Chișinău fără ciuperci, dar entuziasmați în sede priveliștile întâlnite acolo.